Nelu. N-a spus nimeni cum să-i fie țărâna. Gata, hai, răsturnați roaba. Dumnezeu să-i odihnească. Mai ziceți o dată. Dumnezeu să-i odihnească. Gata. Salutare, prieteni! Astăzi un subiect incredibil, dar adevărat. Ceaușescu batjocorit înainte de a fi înmormântat, i s-au dat pantalonii și chiloții jos. Vai ce mâță are tovarășul! Istoricul Viorel Domenico l-a intervievat pe Nicolae Vasilescu, angajat la morga Spitalului Militar Central, care se ocupa de cosmetizarea decedaților. Vasilescu a primit cadavrele ceaușeștilor în data de 26 decembrie 1989, la o zi după execuție. Dacă ne amintim bine, pe 25 decembrie au fost împușcați, iar în seara zilei de 25 decembrie, cadavrele au fost pierdute pe stadion, au fost recuperate și pe 26 decembrie Vasilescu a primit cadavrele. Le-a păstrat în frigidere până în data de 30 decembrie, când Gelu Voican Voiculescu a luat cadavrele și le-a dus la cimitirul Ghencea pentru înmormântare. Alături de Voican Voiculescu mai erau procurorul Mugurel Florescu, revoluționara Cerasela Bârjac și cameramanul Ionel Baiu, cel care a filmat și procesul și execuția celor doi ceaușești. Ionel Baiu era de la Ministerul Apărării Naționale. Vasilescu povestește că ceaușeștii nu au fost autopsiați, dar au avut parte de o examinare exterioară. Și iată ce povestește. Unuia din suita lui Gelu Voican Voiculescu, mi se pare că celui care filma, adică Ionel Baiu, i-a venit ideea ca lui Nicolae Ceaușescu să-i se dea jos pantalonii, să vedem și noi cu ce a regulat ăsta un popor întreg timp de 25 de ani. Iar eu m-am supus, mai ales că eram și eu curios să văd dacă a suportat vreo operație, că se zicea înainte de revoluție că ar suferi de prostată și de alte complicații. Zis și făcut, i-am dat pantalonii jos, dar n-avea nicio tăietură, nicio urmă de operație, era curat ca un nou născut și avea o piele albă și lucioasă ca hârtia cretată. Neverosimilă pentru vârsta lui. Am și spus lucrul acesta, iar cineva a afirmat că este normal pentru un om hrănit cu lapte de mamă umană sau căruia i se fac transfuzii cu sânge de copil. Știți bazmele acelea care circulau atunci pe seama lui Ceaușescu. În ceea ce privește organul genital, era într-adevăr suficient de mare, încât la vederea lui, fata aia cu care era Gelu Voican Voiculescu, Cerasela Bârjac, a exclamat uimită: "Vai, ce mâță are tovarășul!" La care Gelu Voican Voiculescu a replicat cu jenă sinceră: "Duhul lui se află deasupra noastră și e păcat de Dumnezeu, vă rog." A declarat Nicolae Vasilescu în Caietele Revoluției, publicație editată de Institutul Revoluției Române. Cerasela Bârjac a confirmat toată povestea. "Eu l-am dezbrăcat, a zis Baiu să vedem cu ce a regulat poporul, i-am văzut organele genitale și l-am îmbrăcat la loc. După atâtea zile ținut în frigider, era săracul, dar am pus mâna pe el și m-a surprins că era cald în zona capului. Capul era cald și restul corpului rece." După ce corpurile ceaușeștilor au fost puse în sicrie, Gelu Voican Voiculescu a desenat cu creta pe sicriu în care a fost așezat Nicolae Ceaușescu semnul lui Marte, un cerc cu o săgeată îndreptată în sus. Cei din jur au considerat că este un simbol ezoteric. Voiculescu susține însă că a făcut acest semn doar ca să deosebească sicriele unele de altele în cimitir. Gelu Voican Voiculescu a avut o atitudine bizară la moartea ceaușeștilor. Deși spune că a încercat să-i ucidă prin metode kamikaze înainte de revoluție, Voican a fost singurul care a spus Dumnezeu să-i odihnească, în timp ce militarii coborau sicriele ceaușeștilor în pământ. Un militar a spus să-i fie țărâna ușoară, iar Voican a spus Dumnezeu să-i odihnească. Tot el s-a opus ideii incinerării cadavrelor, motivând că ortodoxii își îngroapă morții, nu îi ard.
Mai mult, susține că la 2 iunie 1990 le-a făcut un parastas din bani proprii pentru o minimă rânduială. În primii ani după Revoluție, Nicolae și Elena Ceaușescu au avut cruci de fier pe mormânt inscripționate cu alte nume. Dacă lumea ar fi știut că sunt acolo, îi dezgropau așa cu unghiile și îi rupeau în bucăți morți, a spus Voiculescu în fața Comisiei decembrie 1989. Tot aici, Voican Voiculescu a vorbit despre reacția lui Ion Iliescu în momentul în care a văzut caseta filmată de la execuția dictatorului și a soției acestuia. Lui Iliescu i se făcuse rău vizibil când a văzut creierii lui Elena Ceaușescu și sângele curs. Nu a mai vrut să vadă filmul ăsta niciodată.